Continuă mișcările de trupe la Politehnica. După ce în ultima perioadă mai multe nume sonore din fotbalul românesc s-au alăturat lotului lui Leo Grozavu, nici în această săptămână nu a fost liniște în copou. Alți doi jucători cu experiență pe prima scenă fotbalistică din țară au acceptat să semneze înțelegeri cu Alba Albaștri. Primul dintre aceștia este Sergiu Buș, fostul atacant al celor de la FCSB și al lui CFR Cluj, care pare să nu se fi regăsit în viziunea de joc a lui Andreea Mandorlini. Jucătorul în vârstă de 30 de ani a ajuns la un acord pe un an cu Politehnica Ia și cu posibilitatea de prelungire pentru încă unul. Sergiu Buș mai avea un an de contract cu CFR Cluj, dar fotbalistul a fost lăsat să plece la o altă echipă din Superliga. Mai mult, conducerea fostei campioane a fost de acord să-i achite în continuare lui Sergiu Buș o parte importantă din salariu. Fotbalistul are parte de un salariu foarte bun pentru campionatul României în valoare de 16.000 de euro pe lună, sumă care nu putea fi acoperită de către moldoveni, după cum susțin surse din presa națională. Tocmai de aceea cei de la CFR se vor ocupa de acoperirea acoperirea unui procent important din remunerația jucătorului. Al doilea jucător care se va alătura grupării din dalul Copoului este rare și spas, legitimat până acum la Oeșca și Sfântul Gheorghe. Fundașul în vârstă de 22 de ani este născut în Cluj-Napoca și a bifat 28 de partide în tricoul celor de la Oeșca. De-a lungul carierei, jucătorul a mai evoluat pentru echipe precum CSM Reșița și Comuna Recea. Totodată, fundașul care a venit în Copou pentru a întări apărarea Politehnicii are și două selecții pentru Naționala Under-21 a României. Astfel, Politehnica Iași a ajuns la 16 jucători aduși în această vară pentru a întări rândurile trupei lui Leo Grozavu în speranța unei clasări cât mai bune la finalul actualului sezon de Superliga.